O gospodărie din Cotârgaș-Broșteni a fost cuprinsă de flăcări joi noaptea. Cel mai probabil focul care a ars mansarda locuinței și o anexă a fost provocat de un cablu electric defect. Un incendiu a izbucnit joi noaptea la o gospodărie din Cotârgaș. La fața locului au intervenit militarii detașamentului Vatra Dornei și cei ai punctului de lucru Crucea împreună cu lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență Borca și Broșteni. Au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și o ambulanță Smurd. La sosirea acestora ardeau mansarda locuinței și o anexă, cu pericol de propagare la construcțiile învecinate. În urma incendiului au ars mansarda locuinței construită din lemn și acoperită cu tablă pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați și anexa pe o suprafață de aproximativ 32 de metri pătrați. S-au degradat parterul și etajul locuinței, elemente de tâmplărie, materiale textile și alte bunuri din interior. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un cablu electric defect sau deteriorat.